Briceag. Centrala lui Briceag, luptă de cap și restabilește egalitatea. Superb Bălan, super fază, super inspirația lui Neagoe. Încă o centrală de calitate. Golurile înscrise până acum după minci trimise decent, așa cum ar trebui să se întâmple mai des în careul advers. Centrare excelentă a lui Briceag, luptă de cap a lui Bălan, care nu mai înscrisese din etapa a 5-a, atunci când puncta în deplasarea cu UTA. 1-1. 4 goluri în acest campionat pentru Bălan, fostul golgheter al Voluntarului, jucător crescut de Dinamo. Dar ce centrare bună dă Briceag, excelent! Excelent! Probabil că Boli are partea lui de vină, nu foarte mare, dar ea există. Atunci când atacantul dă de lângă tine, tu stopper, e clar că ești pe undeva vinovat. Unul la unu! Sigur că după război mulți viteji se arată, dar vă spuneam, nu mi s-au părut inspirate schimbările făcute de Teja. A scos 2.